O zi bună în plan financiar, îi așteaptă pe Nativitaur. Ce se întâmplă cu celelalte zodii, aflăm exact acum de la Andreea Joiță. Bună dimineața și bine v-am găsit! Nativii din Zodia Berbec își vor încărca pe deplin bateriile astăzi. Odihna va fi prioritară. Taurii sigur vor avea o zi frumoasă pentru că se întrevăd câștiguri financiare și în plan afectiv îi așteaptă vești bune. Gemenii vor afla vești pozitive legate de familie. Acest fapt le va înfrumuseța ziua și le va furniza energie din plin. Racilor, nimic nu le convine. Cu greu cei din jur vor reuși să-i mulțumească sau să-i bine dispună. Leii vor avea de luat decizii importante. Indicat ar fi să se întreadă 100% în propria intuiție și nu vor da greș. Pentru Fecioare se întrevede o călătorie de afaceri, vor încheia parteneriate importante. Balanțele vor avea parte de tensiuni în relația de cuplu și fără calm și răbdare nu o vor scoate la capăt. Scorpionii vor avea o zi excelentă în plan social, vor cunoaște oameni de mare ajutor pentru cariera lor. Săgetătorii vor avea parte de surprize neplăcute în plan familial, tactul lor însă va salva situația. Capricornii se vor implica într-o grămadă de lucru și riscă să nu aibă rezultatele așteptate, asta pentru că sunt dezorganizați. Vărsătorii vor fi oameni de casă, familia va fi pe primul loc, îi așteaptă evenimente frumoase. Peștii se vor distra pe cinste alături de prieteni, voia bună va fi la ordinea zilei. Acestea au fost predicțiile astrale, să aveți o sumă.